Amice, amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai jumechere jocuri, intră chiar acum pe Neba și folosește codul Bercea pentru 3% reducere. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. A venit momentul, amicii mei, astăzi debutăm din nou ca în fiecare an la Universitatea Craiova. O să-l avem antrenorul pe Mirel Rădoi, așa că vreau să apăsați acum pe butonul de like, băi, acum, pentru că Bercică la Craiova reîncepe. La Craiova Striker acolo, hai să dăm, cred că o să jucăm pe 4 minute. Aici o să dăm pe Euro, stați numai puțin, aici. Hai să ne băgăm și noi în grupele Conference League. Ok, chit că nu ne-am calificat, dar până la urma urmei, băi, știi care e treaba? Asta e, se mai întâmplă și vreau să ne băgăm în locul ăla de ne-au bătut, unde sunt mă. Bă, eu o să vreau să ne băgăm, hai să ne băgăm în locul suedezilor ăstora, ce părere aveți? Și să mergem pe România, să ne băgăm în grupa asta, o grupă cât de cât grea, dar vreau să facem spectacol aici cu Universitatea Craiova. Ne-am băgat, asta este, da, vă spăra și voi. Înțelegeți ideea? Transfer window tot, hai să-i dăm, advance. Mamă, deci începe nebunia, Bercică la Craiova. Deci cât am așteptat această serie, jur. Mamă, ce animație avem, uite, suntem aici la baza de pregătire din Luncă. Avem aici cu super ăsta, cu super B tot. Mamă, cât de tare e, jur. Începe nebunia, băieți, este next level anul acesta. Deci o să fie ca în realitate. Ia uite-l pe Mirel. Mamă, pe Mister. Bă, seamănă. Hai să începem. Deci eu sunt debutant la Craiova. Bă, la 23 de ani e ok. Hai că seamănă puțin așa cu mine, da? Ia să vedem. Îl avem aici pe Mister. Mamă, cât de tare e, cum l-au făcut. Deci iubesc că acum este ca pe PS5, ca pe toate acestea. Ok, avem decizii pe care trebuie să le luăm. Avem reward-uri, avem o mulțime de chestii. Așa, greet your teammates, ok. Aici ce e asta? Greet your teammates, say hello to new. You are ready. Bă, nici nu știu pe care să o iau. Cred că o să iau pe asta. Ia să vedem. Nu știu exact cum se mănâncă cariera în anul ăsta, dar... Bun. Shopping. A, putem să ne cumpărăm chestii, uite. Ok, deci cu punctele probabil. Uite, acolo n-am niciun leu în buzunar. Bă, ești nebun? Câte chestii pot să-mi cumpăr cu bani? Bani reali? Vă bate joc? Mamă, cum e! Ok, asta am făcut-o. La shopping, ia să vedem. Ce pot să-mi cumpăr? Bă, hai să o luăm și noi așa. Păi da, dar trebuie bani. Ok, deci ne-am cumpărat tot. Nice. Bă, e tare, tare mișto acum jocul. Ia uitați-l pe Bercică, băieți, mai pro. Deci aici este pe, aici l-avem pe Bercică, numărul 7. Asta e, îmi pare rău. N-aveam cum să iau altul. Aici ne putem antrena, ok. Aici este campionatul, probabil jucăm undeva așa în Europa, ia uite-l, 7, Ionuț. Bă, dar stai-mă puțin. Gata, băieți, am modificat aici să ne scrie pe tricou Bercea. E mai frumos Bercea, știi când scrie Bercea. Mamă, cât de bine dă, doamne, chitul ăsta pe mine, dacă ajungeam și eu fotbalist. Ok, hai să vedem ce avem aici, activități, nu știu ce sunt astea. Aici, deci de aici ne cumpărăm chestii, dar nu avem niciun ban, adică suntem așa. Mai pro, season, ok. Stai așa, să văd unde mă duc exact, advance. Ia să vedem. Avem meci, ok. Este ziua meciului, băieții. Hai să jucăm primul meci în tricoul Craiovei, bun. Vreau, și jucăm titlul. Ba nu, intru direct de pe, intru de pe bancă și o să dăm să controlăm toată echipa, pentru că vă dați seama, vreau să dau și o gol, adică, na. Îmi cer scuze, dau toate pasele la mine, multe like-uri, băieți, mamă, cât de tare o să fie, jur. Ia uite galeria aici, nebun. Și intră Bercică în locul lui Marcovici. A ieșit Marcovici, ia să vedem ce trebuie să facem. Hai să o luăm pe asta. Bun. Ok. Jucăm în amicale, băieți, suntem în perioada de pregătire. Hai că am atins și o minge, am dat pe lângă ea. Bravo, Bercic. Hai că sunt bun dacă e, da. O să fie. Bun. Ia să vedem.
Bercică se aruncă mingea acolo la mine, e 0-0. Bă, trebuie să dau gol. Deci dacă am dat gol la debut, l-am cucerit pe mister, ce să mai. Dai și te duci, Bercică. Na, mi-a dat slab acolo pasa, n-are nimic. Trebuie să ne integrăm bine în joc. Mamă, dai minutul 84, dar n-apuc să fac mare chestie. N-apuc să fac mare chestie. Offside, 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 hai. Mi-a apărut aia de la Steam acolo. Eu filmez pe display capture, nu merge pe game capture, nu știu. Nu știu care este problema. Bun. No, slăbuț. Trebuie să mă văd și eu cu gameplay, e puțin mai greu. Ia să vedem. Sper că nu luăm gol aici. Bine, Screciu. Se apără bine, Screciu. Hai că mai avem cel puțin un atac. E mișto acum, bun. Am încercat și o pasă aici. Hai, Ivan. Mamă, fault, arbitru. Dă-le, penal. Mamă, dar trebuie să mut web-ul ceva mai jos ca să vedeți și voi scorul. Bun. Apără Arlauskis. A și debutat deja. Bun. Ia uite-o. Bercică! Gol! Gol în ultimul minut. Bine, în ultimele minute. Cât de tare, ce bine a intrat asta. Gol, bă, gol, ăla e. Așa se începe meciul, așa se începe meciul. Bravo, Bercică, bravo. Sunt mândru, sunt mândru. Ce gol. Bine a fost și pasa de la Bancu. A fost genial, adică ia uitați-vă și voi. Da, Bercică, direct exact cum am văzut o viță, am dat-o, ia uite, 1-0. Ce să mai apere ăsta aici, nebun, fix sub bară, cât de bine am plasat-o. Bercică se face deja plăcut la echipă, cred eu. Aha, hai că un kick-off ceva. Am și intrat, mi-au trebuit câteva minute să marchez și eu. Nu-i nimic. Alexandru Mateiu. Mateiu. No, greșită pasă aici. S-a greșit pasă. O să vreau să iau web-ul să-l pun. Dar deja ia stai. Cred că aș putea să fac acum ceva de genul. Uite să-l mut ceva așa, a? Cred că ar fi mult mai ok așa. E perfect acum. Hopa, e pericol mare aici, pericol mare. Bun. Ia, să mai dăm noi unul. O, ce bine a intrat ăla. Ce bine a intrat. O să fie puțin greu să dăm gol ăla. Băi, e mai dificil acum, vă dați seama, dar am avut de seama cu Villarreal. Frumoasă pasă asta. Bine. A fost. Apărea o acțiune promițătoare. Au dat deja afară ăștia, ce vor mă trăi. Zici că ei conduc. Bine, Bercică! Ce fază! Ce fază face Bercică aici, ia! Ia să vedem, este prima oară când bașu un corner. Bună! Din nou, Bercică, un șut bun! Și arbitru oprește... Se termină meciul 1-0 pentru Universitatea Craiova. Bercică debutează cu gol, superb. Și faze bune. Am fost foarte bun, s-a jucat bine. Așa este în amicalele astea, știi, trebuie să joci, Ia uite, am luat și man of the match, bun. Deja eu zic că ne-am dus bine. Ne-am dus bine, deja uite. Și valorez, ia-s banii mei deja. Avem două puncte, ia să vedem. Aș vrea unul la fizică, uite, să mai mărim noi stamina, nu cred că ne trebuie. Are defending, dribbling, passing, shooting. Hai să luăm unul la shoot și unul la dribbling. Bun. Le-am băgat. Deja Bercic are OVR de 70. Și uite, avem, ăștia sunt parcurile, cred. Boost shooting from inside the box, defender, this quicker to recover, nu. Hai să luăm pe ăsta. Bun. Gata, tat. Am făcut și părcuri, am făcut și tot.
O, avem încă 4 puncte de astea de băgat. Trebuie să mă uit unde să le mai bag. Ia să vedem, atribute. Mai avem încă 4 puncte, ia să vedem. O să mai bag și în fizic. În defending nu cred că trebuie. În dribbling am băgat, în passing și în pace, în viteză. Bagă în viteză, Bercică, deja. Se poate, ia uite-l. Și am OVR, eu zic că stau destul de bine. Aici ce sunt? Ah, ok, asta am făcut deja. Avem level 2, eu zic că stăm bine. Eu aș băga și un alt activități, ia să vedem, cu 3000 ce pot să-mi cumpăr. Hai că ne-au dat și niște chestii, la 5000, n-avem. Am terminat și antrenamentul, vă dați seama că am luat la toate A. Și haideți să mai băgăm în puncte, avem aici încă 3 puncte. Hai să mai băgăm un shoot, frate, vreau să mai bag, ia uite. Shoot power și volee. Hai să băgăm și pe la dribbling, să mai dăm într-una, ball control. Mamă, ce a crescut Bercică la 71 deja, ești nebun. S-a dus bine. Hai să dăm advance, să vedem care e treaba. Și avem din nou un match. Ia să vedem, play match, direct, normal, joc ca și rezervă. Intră Bercică. Ia să vedem, play controlling team. Bun. Ia să vedem în ce minut o să intre. Probabil prin minutul 60 ceva, ok? And they will make the change now. Trainer level, ce ăla? Habar n-am să-l modific, dar în fine, ia uite-l, intră Bercică. Aici ce pot să fac? Have a dribble success rate, nu? Te-ți dau un gol și un assist. Hai să o dăm pe asta. Bun. Bercică e direct acolo, îl vedem, are părcurile lui, are totul al lui. Hai băieții, pe contraatac, haideți! Băi, Aram, ia uite-l. Fane, ai fost coleg cu mine. Suntem din nou colegi acum. Bună pasa de la Bercică. Ah, dacă intra pasa asta. Avem arbitru, o femeie, mișto. Mișto rău. Ah, rău, 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 rău aici. E problemă. E greu tare, e greu tare, băieți. N-are nimic. Avem aici cantonament în Austria. La Bercică vă dați seama că nu se lasă rău. Bă, e nașpa că... No, no, tot noi, tot noi. Penalti, bă! Domn arbitru! Ah, ce fază, am greșit acolo. Bine, n-a fost pe la penalti, am exagerat și-o puțin, dar... Oleo, i-am dat la joale de la înspart. I-am dat la joale, rău. Nu! Mamă, ce am scăpat. No, Bercică a greșit pasa. Îmi pare rău. Nu. Ieși Arla. Bine, mă. Îmi place că au băgat și câteva elemente din peluza nord aici. Bannere și așa mai departe. Ia să vedem. Bun. Ce l-am driblat pe ăla acolo? Ivan. Beautifully disguised ball. Can he put it away here? Mamă, e nașpa. Can he get one back? And they got into that. Wow, s-a centrat acolo. Eu încerc să mă caut pe mine. Știu că... Fuu, ce șut! Ce șut bun! A intrat și Marcovici? Sau era deja în teren? Bă, la cap eu nu prea sunt bun. Am văzut și nici în realitate nu prea. De când mi-a rupt piciorul, nu prea mai sunt la fel, să știți. Frumos! La Bercică, hai cu eu. Da, am vrut să-mi fac și eu pe șut.
Hai că n-are șanse, e Pap acolo. E Pap, e bine. E bine pe situație. Bun. A-a. Problema aici, avem o mică problemă, nu e nimic. Nu e nimic. Mai ratăm și noi un pic. Nu, te rog eu, nu. Bun. Hai încă puțin. Băi, dar joc aripă. Băi, nu joc vârf. Asistul meu. A, Marcovicea. Ăla e. Bine, bă! Cum a ajuns mingea din noroc. Deci a ajuns cam din noroc aici. Uitați-vă și voi. Da, direct cu scăriță, Bercică, cât de bine a intrat. Hai, băieții, hai pe ei. Bercică, văd că merge bine în pregătirea asta din cantonament. Adică o ducem bine, da? Ia să vedem. Bun. Alan Ruiz. Bun. Merge. Ăla-i tati. Ah! Cred că mai bine dăm o pas aici. Aoleo. No. Am dat gol, poate dădeam și eu un assist și... E greu. Ne-au desfăcut aici. Bun. Hai acum. Hai, asta e Marcovici acolo. Dar nu știu ce au pus părul așa, că ăsta nu e atât de păros. Fault. Well, they are committed to making the substitution here. Bună. They are making headway, but really they need a goal with time not on their side. Bercică! Pua, ce fază! Well, this might be the final opportunity to draw level. E corner acolo, ia să vedem. Încă o dată. Na, dacă aș vrea mingea și la mine, cumva, dintr-o șansă asta e luăm bătaie, 2-1. Am încercat. Nu s-a putut. Dar cred că ar trebui să fac eu web-ul și rama ceva mai așa, să le urc puțin mai sus. Bun, hai să continuăm. Pierdem, din păcate, 2-1. Asta este, ce să facem, nu e problemă, dar... Ok. Final score. Pă, ne-am mai dus în personalitate. Am primit iarăși un fel de MVP sau ceva de genul. Hopa, se pare că... Training, pot să mai fac? Nu cred că pot să mai fac. A, cred că sunt în primul 11, fiți atenți și voi. Bun, o să intru la customize, ia să vedem setări. Și pe cât avem? Avem pe... A, pot să joc și pe 3 minute. Cred că mai bine a juca pe 3 minute, zic. Player base, difficulty star. Asta nu știu ce. Game speed îl lăsăm normal. Hai să vedem. Central. Play match. Cred că jucăm în primul 11. Da, bă, intrăm în primul 11 direct. Hai să vedem. De asta am zis să las și mai puțin. Ca să nu dureze meciul atât de mult, știi? Wow, ce grafică. Deci grafica e la mama ei. Superb. Hai să dăm. Hai, băieți. No, acolo. Puteți să-mi arunci mie la careu acolo. Oare dacă jucăm acum? Bă, clar, o să mă schimbe, cred. Dar trebuie să facem o figură bună. Hai că e nașpa aici cu apărarea. Bă, Ivan, am văzut că seamănă mult. No! Nu cred cum a luat pasa asta. Băi, nu se poate.
Încă o dată, bun. Ia să-l întreg de el. Na, nu poți, trebuia să o fi dat puțin mai târziu. Bă, pe ăștia ar trebui să-i batem, părerea mea. Direct la Bercică. Mamă, dacă intra centrarea asta, ăsta era gol direct. Nu știu cum se bag cornele, dar Nisto, ia să-l vedem. O, foul, foul, foul! S-a urcat pe el. Mitrea, ia să vedem. Joacă, băiții, am uitat să o prestim acolo, îmi pare rău. De asta nu spun când filmez pe Game Capture. Da, dar cred că iese portarul. A ieșit la ea. Ar trebui să fiu puțin mai eficient. Ia să vedem. Am încercat și un șut de la nebun. O, da, apără portarul ăsta. Nu lui imești cu nimic. Trebuie să fac și eu niște faze ceva mai bune. Aici noi la cap. Nu se poate! Nu se poate, ce noroc, câtă șansă. Câtă șansă. Hai, fane, bag acolo. The attacking play from both sides just hasn't been good enough. It's all been a little bit too cool so far. Frumos aici. Well, that's one for them to pursue. Nu e offside? E bună. Well, nu e bună. Aici nu spor când am mulți prieteni care intră și ies să le de pe Steam. And good use of advantage. The referee, can he give them the lead? Penalty. What a genuine opportunity, but it was squandered. Nu e penalty? Well, there's been a lot of speculation as regards. Nu e penalty? Whether it would go ahead, it's finally been confirmed, Stuart. Well, he's a great talent. Cum să nu fie penalty la asta? Mi-a dat la jolly de m-a omorât. Ia uite ce m-a tras ăsta. Bă, alo, 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 alo. Da, o primă repriză mai slabă, băieți. A fost o primă repriză mai slabă asta. Nu prea reușesc să fac mare chestie. Nu prea îmi place cu mine acolo așa, dar în fine. Sper numai să nu mă schimbe, atâta tot. Bă, deocamdată stau bine, trebuie să... Îmi trebuie rating mare. Hai să vedem. Bun. Bun, până acolo. Trebuie să fiu puțin mai decisiv în apărare. Bună de tot aici. Unde să o dau eu? Dă-i mă gol! Hai că am dat, eu am vrut să recentrez. Am notă proastă acum. A ieșit... A intrat bancul. Ea noastră. Ea noastră, bun, hai. Will it happen for them? No, ce șut din întoarcere, bun. Bă, sper să nu mă schimbe, că sunt cam vizat. Am și concurență pe bancă. Ta, dacă o ciupeam puțin aici. E greu să pleci așa de jos, ia să vedem. Mamă, ce pas am reușit să dau aici. Offside. Mamă, ce fază frumoasă ieșise aici. Ce fază ieșise aici. Ia să vede. No! No!
Bă, ai grijă aici. Încă o dată. E greu cu jucătorii ăștia, bă, sunt puternici pe picioare. Hai că am notă bunicică. No. Bară, de ce? Băi, ce am driblat pe băieți, bă. E a noastră. Nu mai a noastră. Încă o dată. Bun. Hai să ieșim bine cu ea din apărare. Ah, am făcut preluarea prea lungă. O să fie problemă aici. Nu. Bine, mamă, și cred că o scoate. Da, eram sigur. Bă, hai simulăm meciul. 0-0. Eu zic că m-am descurcat decent. A fost decent. Se putea și mai rău, într-adevăr. Da, și... O, uite, avem din nou... Să băgăm puncte. Bă, mai trebuie pe la dribbling, aș băga și eu. Passing. Și mai avem la shooting. Ia să vedem, puteți să mai băgăm una? Pace. La goalkeeping. Hai să băgăm și la pase una. Avem 72 deja. Bun. Și putem la mai pro aici. La cariera. La season, cred că. Unde era la? Nu. Activități. Ia să vedem. La shopping. Ia să vedem. Trebuie să mă duc la asta ultima. La shopping. Și ce, că să-mi cumpăr o trambulină. Uite, și avem și boosturi. După care îmi cumpăr și eu de asta. Bun. Am mâncat banii, dar până la urma urmei... Uite, sponsor, coach, travel. Ce e asta? Bucă, curs of dance classes. Da, dai seama, îți bagi tu acolo niște boosturi, niște ăștia. Training, ia să dăm pe la training. Ia să-i dăm simulator, că le-am făcut deja. Și iarăși o să intrăm în primul 11. Oh, avem primul meci. Primul meci. Ok, Club and Country, Carlos Cabunea, Hotel Premier, R2, gata, tat. Ia să vedem. Deci a început campionatul, băieți. Avem... E primul meci, să zic așa, din campionat. O să-l jucăm chiar acum. Debutăm cu FCSB în Liga 1. Hai să vedem care e treaba. Bercică, n-ai voie. Ia uite-l, mă! Mamă, ce șmecher e! Primul 11. Dar ce făcea, mă? S-a afișat primul 11. Ia să vedem. Mamă, cât de tari sunt animațiile astea. Deci face o poveste mult mai reală. Mi-e frică așa, știți, să mă uit. Uite, sunt... Mamă, ce mi-a țipenit gâtul. Ia să vedem. Bercea. Începe nebunia, băieți. Începe nebunia. Bercea. Și jucăm la Steaua acasă. Bun. Hai să vedem, băieții. 72. Bă, deja m-am dus bine în scor. Eu deja zic că m-am dus bine în scor. Hai. Am așa puțin emoții. Zici că e gencea asta. Ia uitați-vă și voi ce grafici bune. Deci este next genul. Adică acum că te joci pe PC. Ia uitați galeriile. S-a umplut stadionul deja. Iubesc acest joc. Deci o să fie o nebunie. Sper să vă placă și vă seria. Jucăm cu Steaua, băieți. Bine, FCSB, dar eu le zic Steaua. Nu știu. Pentru mine ei sunt Steaua. Da, sigur, așa o să vedem în România vreodată. Ia uite.
Asta este Bercica. Și că să am o rată de... Și că să... Dacă trag... Bă, o iau pe asta. 8,5. Ia să vedem, avem asta de 8,5 acolo. Ok, ăla-i tat. Sper că o am, nu? Stai așa că nu m-am, că nu m-am uitat bine. Da. Îmi trebuie 8,5. Uite că au băgat și asta să zică și bine în numele la echipe. Bercica! Gol! Se deschide scorul pe Ghencea, unde ar trebui Steaua să joace. Dar în fine, ce șut! Gol! Începem bine. Începem bine, 1-0, Bercică, gol, ia uite-l, bă, cât de realist, ia uite. Mamă cum e, Superliga. Gol în minutul 3, Ionuț, bine, eu acolo sunt trecut Bercea, a petrecut, dar nu mai contează. Ionuț, Bercea. Ok, atacă și Steaua, bun, ieșim bine din apărare, ia mă, pe le mai dau unul. Dă-le penalti, domnul arbitru, ajută-o pe Steaua să câștige titlu. La 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 la, mi-ai dat pasa greșită. Începem foc. No. Apăr Arlauschi, să că era în poartă. Ia să vedem. Hanca, bună. Și în realitate, îmi place maxim de el. Fii atent. Ah! Dacă puteam să o deviez, Omrani, Bilel, Bilis, sau nu știu cum cheamă, Bilel, Omrani sau Bilel. No, e periculos. Bine. A fost offside, da. Bine, hai Colici. Colici, ia să vedem la Bercică în careu. Dar nu prea sunt cap. Adică sunt, înțelegeți voi ideea. Fuuu, ce șut! De pe loc, așa. 7,1 în momentan. Dacă dau un hat-trick, mă împotriva Stelei. Bă, să nu vă spălați fanii FCSB-ului sau... Bine, al Stelei o să vă zic să... Na. Să nu vă supărați pe mine, că... Se mai întâmplă. Dar n-ai cum, mă țin ăștia... Bine! No, mi-a dat prost aici, pasă, fault. Hai, o lăsăm, o lăsăm. Mamă, ce pase! Bun. Frumos aici, am ieșit bine, elegant. That's right, and priority number one here is to win. Marković! Dă slăbuț, nu mă așteptam să dea așa. Nu mă așteptam să dea chiar așa. Bă, e bine că acum putem să jucăm un meci lejer, ai numai faze bune. Bine, dar și dacă nu faci nimic în el, ai pus-o. Na, greu. Greu aici, greu. Dar nu, nu și pentru mine. Oh, a fine block. Ta, Colici. Hai, hai că poate reușesc să bag și eu ceva, că rău. Am încercat să mă duc printre ei. Din nou, Bercică, suuu! Mamă, cum a intrat ăsta, ce bune sunt părcurile astea, uitați-vă și voi. Cum am dus aici pe el. Ce să-i mai fac, ești nebun. Ce ghiulea. 2-0 la pauză, băieții. Bercică se simte bine. Bun, campioana unei mari iubiri noi suntem. Uite ce frumos scrie Universitatea Craiova. Hai că mai trebuie puțin, dacă ne iese asta.
Well, they've got things going again here, and I wonder what kind of second half we have in store for us. Ah, l-a pus pe din aici, dar n-a nimic. Bun. Pecică. Pas. An incisive pass. Puh, bară. Bară. Bar. Well, nothing untoward happened. Mai trebuie un gol. Să fiu sigur dacă am dat hat-trick. It was a great effort, you have to say. Dacă am dat un hat-trick. Bă, n-au avut ocazie. Bun. Fu, ce șut bun. Ce șut bun. Substitution then. Let's see how it affects the match. And he's fired over the corner. O, bună fază. Bună fază. A intrat Octavian Popescu. Ia să vedem. Bună de tot aici. Am încercat să o salt peste el. A very effective challenge put in. Can they convert? Well, last guard defending, but brilliant defending. M-a ținut bine acolo. Bine, mă, asist! Marković, ce bine o dă și Marković. Dar nu seamănă deloc ăsta cu Marković. Mai repede seamăn eu cu ăsta din joc și l-am făcut eu. Frumoasă pasă. 3-0, băieți. Cred că e nebunia ca să ești nebun la Craiova. Ia să vedem. I-am dominat o meciu, a fost un meci bun. Fu, ce gol! Dublă Marković, dublă Bercea, Bercică două asisturi. Incredibile. Bă, dacă seamănă de Ivan, voi vedeți? Este și Marković, Bercică, omul meciului acolo în atac. I-am fabricat. Bun, hai. 4-0, voi vă dați seama. A, era bună asta. A, din nou pasă greșit aici. Bine, am ieșit pe la greșită puțin aici, da. Almost at full time, and I'll tell you what, playing away from their home patch has been a pleasant experience for them, Stuart. Well, the result has never really been in doubt. They've created so many chances with some. Oh, they could be in here, Stuart. Ce să-i faci, băi, ești nebun. Le fac așa o calmă, iertați-mă, dar se cere. Bă, dar de ce sunt tribune goale? Au început să plece de la meci? As you can see, they finish this really easily. They don't give the keeper a chance. Bun. That's a good goal. 5-0, hat-trick Bercea. Hat-trick hero. Prim la debutul. Ba, da, 9-2, îmi dai notă de 9-2 la hat-trick hero. Bă, am dat hat-trick, mâncava-și gura. Well, they've decided to make a change. Iese portarul. Let's see about the delivery. Thumps clear. Deci, la hat-trick și două asisturi, n-ai cum să-mi dai 10. Hai că a început și să atace și acum în final. E nebun, e oricum. I-am dominat. Băieții, asta a fost. Da, și-am luat gol. Frumos gol, frumos. Hai, asta e golul de onoare. Frumos aici. And the electronic board delivers the news. 2 minutes. Avem 2 minute de prelungire. Dario Solaru. Bun. Ba, ce debut. Ce debut, băieții, ce debut. Ce debut. Omul meciului direct. A fost super meciul. Pe posesie văd că ne-au dominat. Mamă, am 3 puncte de crescut, ești nebună. Bă, sper nu mai s-a zis de anul trecut. Ia să vedem pe la dribbling. Bă, aș vrea să mai bag și eu. Ia să vedem la penalti. Cu capul aș vrea și la pace. Dar mai am un punct.
la shooting, ia să vedem la finishing aici, avem, crește Bercică, 73 se duce. Sunt aia curios care e valoarea mea pe piață acum, domne. 9000, bun. Activități, ia să vedem. Decizii. Cică victory in the derby. Tyrone. Focus on your performance. Bă. Maverick Heartbreak. Bă, hai să o băgăm pe asta, gen... Să-i dăm acolo și noi cu colegii. Ia să vedem aici pe la shopping, mai întreb puțin. 15.000, mă, mamă, ăștia scumpe. Și la investiții deja... Deja e nașpa. Da, eu zic că ne descurcăm bine. Hai să băgăm și un antrenament. Mirel e extra mulțumit de noi și viitorul meci o să avem cu... Ia stai, bă, că mai avem... Pot să mai bag un training, cred că. A, nu mă lasă. Decât unul pe săptămână? De ce oare? Bun, avem meci cu Hermannstadt, după care o să avem derby cu FCU, băieți. Vreau să mă uit și eu pe calendar numai. Ia să vedem. Season, calendar. Când debutăm în Europa... A, uite, mai durează, așa că băieți, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like pentru Bercică la Craiova. Iar noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa!